Bun găsit la o nouă întrebare. Întrebarea de data trecută era legată de posibilitatea de a nimeri cu arma un pește care se găsește în apă, așa cum îi stă bine unui pește. Trebuia să decizi dintre doi prieteni, Andrei și Bogdan, care are șanse mai mari de a nimeri peștele. Să ne amintim. Andrei este un țintaș extraordinar. Extrem de rar ratează ținta când folosește arma de vânătoare. El este muzician, a făcut liceul de muzică și de mic copil a fost interesat doar de muzică, așa că a cam neglijat studiul disciplinelor științifice. Bogdan, deși se descurcă bine cu pușca, este un țintaș mai slab decât Andrei. El este inginer și a fost pasionat în timpul anilor de școală de disciplinele științifice, mai ales de fizică și matematică, având chiar multe premii la concursuri și olimpiade de matematică și fizică. Ce crezi? Care dintre ei are șanse mai mari să nimerească peștele? Voi încerca să demonstrez acum că, dacă nu știi nimic despre refracția luminii, cu cât ești un țintaș mai bun, cu atât sunt mai mici șansele de a nimeri un pește în apă. În apă, lumina se propagă mai încet decât în aer, cam de 1,33 de ori. Adică în aer, viteza luminii este practic aceeași cu viteza ei în vid, adică aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă, iar în apă este cam de 225.000 de kilometri pe secundă. Și când o rază de lumină trece dintr-un mediu în care se propagă mai încet, într-un mediu în care se propagă mai repede, cazul apă-aer, atunci ea suferă fenomenul de refracție care o face să se îndepărteze de normala la suprafață, așa cum vedeți în acest desen. Și asta înseamnă că o rază de lumină care ajunge de la pește la ochiul celui care privește peștele de pe mal are cam acest traseu. Dar cristalinul, lentila din ochiul nostru, produce imaginea pe direcția razelor care ajung la el, așa cum face orice lentilă. Și din această cauză, cel care privește peștele îl va vedea mai sus decât este, așa cum vedeți în această imagine. Sus vedeți imaginea peștelui, în timp ce poziția lui reală este cea de jos. Și ceea ce v-am spus este valabil pentru orice obiect care se găsește în apă, chiar și fundul apei se vede mai sus, de unde și vorba pe care mi-au amintit-o Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băluță, și anume că apele limpezi sunt adânci. Când apa este curată, fundul apei pare întotdeauna mai sus. Apa este mai adâncă decât pare. Cred că mulți ați pățit următorul lucru. Când ați pășit într-o apă limpede, n-ați apreciat corect adâncimea. Piciorul a intrat mai adânc decât vă așteptați, s-a dus mai jos decât credeați și v-ați dezechilibrat ca un copil care tocmai începe să meargă. Și acum înțelegeți de ce am spus că dacă nu știi nici un pic de optică și ești țintaș foarte bun, n-ai nicio șansă să nimerești peștele, pentru că țintașul bun va nimeri întotdeauna imaginea peștelui. Dar peștele nu e acolo, e mai jos. Gloanțele țintașului bun vor trece tot timpul pe deasupra peștilor. Pe de altă parte, dacă nu ești un țintaș grozav, dar înțelegi fenomenul de refracție, vei ținti sub imaginea peștelui și ai o oarecare șansă să-l nimerești. Încă ceva, există în optică așa numitul principiu al reversibilității razei de lumină, care spune că dacă schimbăm sensul de propagare al razei de lumină, drumul pe care îl parcurge raza, traseul ei geometric, nu se schimbă. Așa că putem inversa mersul razei de lumină ca să vedem cum ne vede peștele pe noi. Așa cum vedeți în acest desen. Și observați că și el ne vede mai sus decât suntem și acest lucru ar fi adevărat și dacă am fi noi în apă în locul peștelui. E bine de știut pentru cazul că am vrea să nimerim ceva trăgând din apă. Dar există pești care sar din apă ca să prindă insecte și de obicei le prind, ceea ce înseamnă că, într-un fel, ei știu acest lucru de schimbare a direcției razei de lumină la trecerea dintr-un mediu optic în altul.
poate că știu, nu este cuvântul potrivit, dar creierul lor găsește direcția în care trebuie să sară în funcție de poziția imaginii insectei. Natura, prin procesul de evoluție, adaptează viața la mediul în care se găsesc viețuitoarele. Iar noi, ființele gânditoare, o putem lua înaintea evoluției, cunoscând și aplicând legile naturii. Am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, Cristi Daniel, Bogdan Buie și Daniela Carmen Băluță. Felicitări și mulțumesc pentru răspunsuri. Să trecem la întrebarea de azi. Întrebarea de azi va fi despre un pendul gravitațional. Dacă ați uitat ce este un pendul gravitațional, am pregătit acest desen. Este un fir subțire, inextensibil, de care atârnă un corp mic și cu densitatea mult mai mare decât cea a aerului. Știm că un pendul gravitațional în repaus va fi în echilibru atunci când poziția firului este pe verticală, proprietate folosită în construcții, de pildă, gândiți-vă la firul cu plumb. Știm de asemenea că dacă un pendul gravitațional este în mișcare orizontală accelerată față de pământ, de pildă dacă se găsește într-un vehicul care accelerează sau frânează, el deviază de la verticală, așa cum vedeți în acest desen. Din ceea ce am spus până acum, reiese că dacă un pendul gravitațional se găsește într-un vagon de tren care este în repaus pe o linie în pantă, poziția firului este pe verticală, adică așa cum vedeți în acest desen. Pentru a arăta că vagonul este în repaus, am desenat o piedică pusă roților, după cum vedeți. Știm că dacă se elimină piedica, vagonul va începe să se miște accelerat, se va mișca tot mai repede și mai repede, pentru că coboară. Săgeata albastră arată sensul de mișcare. Să presupunem că forțele de frecare care acționează asupra vagonului sunt foarte mici, sunt neglijabile, vagonul se mișcă foarte, foarte ușor. Și avem atunci prima întrebare. Care va fi poziția pendulului gravitațional din vagon în timp ce vagonul coboară liber, fără forțe de frecare, pe linia pe care o vedeți, pe o linie în pantă? Și vă rog să alegeți una dintre pozițiile, 1, 2 sau 3 din desen. În poziția 1, firul este pe verticală, în poziția 2, firul este perpendicular pe tavanul vagonului, deci și pe dușumeaua vagonului, evident. A doua întrebare. Presupuneți acum că vagonul a fost împins întâi pe orizontală, până când a căpătat o anumită viteză, și apoi a fost lansat în sus pe această linie înclinată. Săgeata albastră arată sensul de mișcare. Acum el se mișcă frânat, se mișcă tot mai încet, tot mai încet, pentru că urcă, se mișcă din inerție, dar la un moment dat se va opri. Dar până când se va opri, vine întrebarea a doua. Care va fi poziția pendulului gravitațional în acest caz, în cazul în care vagonul urcă frânat, liber, fără forțe de frecare, pe linia înclinată? Alegeți, vă rog, și în acest caz, una dintre cele trei poziții. 1, 2 sau 3. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!